Elevii de 10 din județul Vâlcea, răsplătiți de guvern pentru rezultatele obținute la examenele naționale din această vară. Conform unei hotărâri de guvern adoptată la finele lunii august, elevii care au obținut media 10 la evaluarea națională primesc câte 1000 de lei, în timp ce absolvenții de liceu sunt recompensați cu suma de 3000 de lei fiecare. Festivitatea de premiere a fost organizată astăzi la sala de spectacole a Consiliului Județean Vâlcea. Colegiul Național de Informatică Matei Basarau este reprezentat cu media 10 la examenul de clasa 8-a de următorii elevi, pe care îi poftim alături de dumneavoastră. Hopârtean Mara Elena, Matei Daria Elena, în total 13 elevi din județul Vâlcea au obținut media 10 la examenele naționale din acest an. 10 dintre ei au absolvit clasa 8-a la Școala Generală Tache Ionescu, Școala Gimnazială Anton Pan, Colegiul Național de Informatică Matei Basarab din Râmnicu Vâlcea și Școala Tudor Vladimirescu din Drăgășani. Colegiul Matei Basarab este școala care a dat cele mai multe medii de 10 la examenul de capacitate din acest an. Avem niște rezultate excepționale, iar aceste rezultate le-am muncit împreună în ultimii ani și vrem să arătăm pe plan național că aceste rezultate se pot face numai de către o echipă puternică. Vreau, până începem partea a doua a ședinței, să le mulțumesc elevilor, să le mulțumesc părinților, să le transmiteți că în conturile dumneavoastră vor intra pentru elevii de clasa 8-a 1000 de lei, iar pentru elevii de clasa a 12-a, conform de ministru, suma de 3000 de lei. Alți trei adolescenți din Vâlcea au fost recompensați de guvern pentru că au obținut media generală 10 la examenul de bacalaureat. Aceștia au absolvit Colegiul Național Mircea cel Bătrân și Colegiul Matei Basarab. Bacalaureatul este examenul maturității care a făcut ca acest județ să se bucure de prezența celor trei elevi. Din nou, Colegiul Național de Informatică Matei Basarab, prin doi elevi, Berbece Ana Maria Gabriela. Pentru modul în care te-ai prezentat, spunea doamna inspector general că este o carte scrisă de domnișoara Berbece. Înger fără aer. Domnișoara Berbece este un înger cu aer. Pârvu Ilie Sergiu. Chiar dacă nu ne putem bucura de prezența ultimului absolvent de clasa a 12-a, îl invităm alături de noi pe tatăl acestuia, pe domnul profesor de matematică Cristi Roată, care ne va spune că fiul lui este deja student la Singapore, mai multe nu știu, dar care va ridica acest premiu și va aduce mândria noastră mai departe pe alte meleaguri internaționale. Felicitări! Singapore a plecat pe 4 ani de zile student pe științele vieții, matematică, fizică, chimie, biologie. Elevii din municipiu care au obținut rezultate bune la examenele naționale au fost premiați la începutul lunii august și de către primăria Râmnicu-Vâlcea. Elevii care au obținut media 10 la evaluarea națională au primit câte 3000 de lei, în timp ce absolvenții de liceu care au luat bacul cu 10 pe linie au fost recompensați cu 4000 de lei fiecare.
Cu doar câteva zile înainte de începerea anului școlar 2019-2020, lucrările de modernizare sau igienizare în foarte multe școli și grădinițe din județul Vâlcea nu s-au încheiat. Aceste unități, precum și cele care au grupul sanitar în fundul curții sau cele fără sursă de apă curentă, nu vor primi autorizație sanitară de funcționare. În total, sute de copii din 15 localități din Vâlcea vor învăța în școli și grădinițe care sunt departe de standardele europene. Așa cum v-am anunțat, am dorit astăzi să avem o întâlnire cu primarii sau viceprimarii câtorva localități, acolo unde sunt ceva probleme referitoare la școli. În situațiile noastre. În situațiile noastre. De fapt, mai mult dorim să clarificăm situațiile acestea, pentru că am înțeles că ar fi anumite cazuri când în situație apare ceva, iar realitatea este diferită. 19 unități de învățământ nu au la ora actuală sursă de apă potabilă și nici grup sanitar. 5 dintre acestea se află într-un amplu proces de modernizare cu fonduri de la guvern, însă lucrările nu se vor încheia prea curând. În plus, există și aleși locali care se plâng că fondurile alocate sunt insuficiente, ori care nu pot demara lucrările de modernizare pentru că nu au găsit constructori. S-a lucrat în proporție de 50%, nu aveam grupuri sanitare, am făcut o extindere cu grupul sanitare și centrală termică pe gaze și reabilitare interior-exterior. Exteriorul este gata, s-au construit și grupurile sanitare, nu va fi gata la începutul anului școlar, iar cei 50 de copii, este o școală, știți că este satul Palachiei, unde avem o comunitate de rom, o mențin pentru ei, pentru că dacă aș desfința-o, atunci acei copii nu vor mai merge la școală. Eu țin foarte mult ca, indiferent de ce etnie, ce copii sunt, totuși să le asigurăm condiții să învețe măcar 4 clase, să scrie, să citească. Dar noi nu avem nici școală de... Nu, citești și mai departe. Avem proiectul pe OG28. Da. S-au înscris la licitație se află două firme, după care s-au retras. Deci sunteți în procedură, deocamdată. Acum, am încercat să dăm prin creditare directă, ne permitea legea, dar au venit vreo două, trei firme și nu s-au băgat. Și acum am ridicat din nou în seapă. Sperăm că anul acesta să începem lucrarea. Problema este că banii alocați prin hotărârea de guvern nu vor ajunge nici măcar pentru jumătate din execuția lucrării, iar din bugetul local, cel puțin anul acesta, nu avem de unde să punem bani pentru finalizarea grupului sanitar de acolo. Dacă ar exista finanțare, cu siguranță până la 31 decembrie ar fi finalizat. Există și situații când autoritățile au făcut numeroase demersuri pentru a obține finanțare pentru a reabilita clădirile vechi sau afectate din cauza unor situații de forță majoră. În Făurești, de exemplu, 18 preșcolari vor face anul acesta naveta la o altă unitate de învățământ pentru că grădinița lor a fost distrusă în urmă cu câteva luni într-un incendiu. Încă nu a reușit să găsesc finanțare pentru incidentul la grădinița Făurești. Domnul Papa m-a ajutat, a plecat documentele către fondul de rezervă. E situația pe care o discutam când am venit la dumneavoastră? Deci am ambele grupe de grădiniță jos și clasa 0, deoarece am școala cea mare în lucru. Copiii învață în două schimburi, să zic, cei mici dimineața, ceilalți după masă. O să reluăm demersurile, domnule. Probleme sunt și în ceea ce privește starea tehnică a microbuzelor care îi transportă pe elevi la școală, iar primarii au cerut înlocuirea celor care au fost achiziționate în urmă cu 12 ani. Liceenii vâlceni pot studia un an în Statele Unite dacă se înscriu în programul Flex până în data de 17 octombrie 2019. Ambasada Statelor Unite în România, alături de Consiliile Americane pentru Educație Internațională și de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, invită liceenii cu cetățenie română să participe la programul Flex 2020-2021. Programul de schimb de experiență Flex este finanțat de către Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii și își propune să ofere
ofere liceenilor din România ocazia de a locui la familiile americane și de a studia într-un liceu american pe parcursul anului școlar 2020-2021. Participarea la programul Flex, aflat acum la al cincelea an de existență în România, este gratuită. În anii de implementare, Flex România a oferit burse către 10 de liceeni români din mai multe județe ale țării, iar 35 dintre ei se află în acest moment în Statele Unite ale Americii, în state precum Washington, Texas, Colorado, California, Iowa sau Florida. Programul se adresează și liceenilor cu dizabilități în generația recentă, 3 dintre bursieri fiind tineri cu diverse dizabilități. Programul Flex a fost creat de Congresul Statelor Unite în 1992, iar acum se află în cel de-al 27-lea an de existență. Programul presupune un an întreg de schimb de experiență pentru tinerii liceeni în Statele Unite ale Americii. Obiectivul programului este să promoveze înțelegerea reciprocă între cetățenii Statelor Unite și ai altor țări, pentru ca liceenii să învețe mai multe despre Statele Unite ale Americii și să le prezinte americanilor țările lor de origine. În anul școlar 2020-2021, aproximativ 900 de liceeni din diverse țări ale lumii vor învăța în SUA în cadrul programului Flex. Fiecare bursier va locui timp de un an de zile ca membru al unei familii americane și va studia într-un liceu american, având toate costurile acoperite prin program. La întoarcerea în România, anul de liceu petrecut în SUA poate fi recunoscut și echivalat. Competiția este deschisă liceenilor care îndeplinesc următoarele condiții. Au cetățenie română, s-au născut între 15 iulie 2002 și 15 iulie 2005, actualmente sunt în clasele a 9-a, a 10-a sau a 11-a, studiază engleza la liceu, împlinesc criteriile pentru a obține viza SUA și nu au stat în Statele Unite ale Americii mai mult de 3 luni în ultimii 5 ani. Înscrierile se fac online până pe 17 octombrie 2019. Informațiile complete despre programul Flex fiind disponibile pe site-ul www.americancouncils.ro. Veste bună pentru localnicii și agenții economici din Bujoreni. Marți 3 septembrie a fost semnată autorizația de construire pentru înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în cele 7 sate ale comunei Bujoreni: Olteni, Malul Alb, Malul Vârtop, Bogdănești, Gura Văii, Lunca și Bujoreni. Rețeaua se va extinde pe 29 de kilometri peste 2000 de gospodării, urmând să fie racordate în următorii 3 ani, precizează primarul Bujoreniului, Gheorghe Gângu. Voi da drumul la licitație pentru acest pentru constructor, sperăm ca din primăvară aceste lucrări să înceapă și în decurs de 3 ani să fie realizată această rețea de racorduri de gaze natural către toate locuințele cetățenilor din Bujoreni. De câte gospodării vorbim? Toate 2000 de gospodării din cele 2500. Restul vor face extinderi pentru 29 de kilometri de rețea vor fi aceste finanțări. Investiția privind înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în cele 7 sate ale comunei Bujoreni depășește 10 milioane de lei și va fi finanțată din Fondul de Dezvoltare și Investiții și de la bugetul local, susține primarul Gheorghe Gângu. Obiectele sculptate în sare cu efect terapeutic, un nou trend în materie de suveniruri care începe să se dezvolte și la Vâlcea. Acestea sunt aduse în atenția publicului larg de un sculptor în lemn care a decis în urmă cu 2 ani să se reinventeze. Deși este la început de drum și deține doar un mic atelier în spatele casei sale din Râmnicu-Vâlcea, Nicolae Istratie execută acum lucrări în sare minerală din ce în ce mai complexe. Deja piesa începe să prindă contură, ușor, ușor. Ia uitați. Lucrez sculptură de la 14 ani și am început singur. Mi-am confecționat dălțile din pile. La o fojă mi-am confecționat singur și am început să lucrez așa cum am început eu. După care am făcut un liceu în care aveau profil sculptură, ornamentală sculptură, deci trebuie precizat și acest aspect. Asta îmi place să fac și asta fac. Dacă mă ține aici toată ziua, nu mi-a trebuit nici apă, nici mâncare. Sculptorul Nicolae Istratie s-a făcut remarcat de-a lungul timpului datorită lucrărilor în lemn executate în mai multe biserici din Vâlcea. În timp ce sculpta catapeteasma noii biserici din Salina Ocnele Mari, Nicolae Istratie și-a dat seama însă că are nevoie de o schimbare în viața sa. Lucrarea din spatele meu este de fapt ultima lucrare a mea ca și sculptor în lemn. Sculptor bisericesc, bineînțeles.
mă bucur că am reușit să aduc pentru atâtea sute și mii de turiști care vizitează obiectivul turistic încântarea de aduce și plus că fiind ultima lucrare, cred că este și cea mai reprezentativă pentru mine. V-a inspirat acest loc? Să știți că da. Să știți că da. Pentru credincioși are un har aparte, are o liniște sufletească aparte, poate mult mai mult decât în alte locașuri de cult. Faptul că este în subteran, faptul că atmosfera este un pic deosebită, este un pic... aduce mult mai aproape de Dumnezeu. Încurajat de prieteni, Nicolae Istratie și-a procurat cu ultimii bani pe care îi avea uneltele necesare șlefuirii sării, o materie primă mult mai greu de manipulat în comparație cu lemnul. Strădaniile sale au fost apreciate nu doar de prieteni, ci și de reprezentanții Centrului Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale, care l-au invitat să participe la Târgul Național al Meșterilor Populari, organizat în luna iulie la Râmnicu Vâlcea. L-am cunoscut pe domnul Nicolae Istrate, cred că acum 3 luni, când a venit spre noi, spre Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, cu niște produse din sare, care trebuie să recunosc că erau și sunt inedite, mai ales din perspectiva faptului că meșteșugul prelucrării sării nu este unul de dată mai veche precum celelalte meșteșuguri, este un meșteșug mai nou, iar... Admisând faptul că tradiția nu este una conservatoare, ci una inovatoare, am considerat că este momentul să luăm în calcul și acest meșteșug, prelucrarea sării. Domnul Istrate, produsele cu care venise la vremea respectivă, le-a supus cumva ochiului critic al nostru, al specialiștilor de la centru. Noi am venit cu câteva amendamente și am reușit împreună să găsim o formă de exprimare artistică menită să se preteze târgurilor pe care le organizăm, care sunt, zic eu, niște târguri departe de a fi unele comerciale, ci unele care pun în valoare meșteșugurile autentice. Obiectele sculptate de Nicolae Istratie în sare minerală nu sunt doar decorative, ci au și un efect terapeutic pentru persoanele care suferă de afecțiuni ale căilor respiratorii. Mi-aduc aminte cu drag din copilărie că bunica, copil fiind, folosea tratamentul cu sare, adică punea sare gunjoasă într-un ciorap pe care o încălzea și nu punea pe piept atunci când suntem răciți. Sau tot bunica făcea într-un lighean cu apă caldă, punea apă sărată și făcea un baie fierbinte la picioare. Știți? Pe lângă faptul că și în poveștirile noastre autentice românești, la un moment dat glodia de sare se regăsește pe sobă urcând pisica să o dea în capul copilașului, știți? Adică și acela era tot un fel de tratament. De ce glodia de sare trebuia neapărat să stea pe sobă? Putea să stea într-o magazie. Dar bunicii își cunoșteau acest tratament cu sare, de imunizare cu sare minerală. Și am zis, bun, hai să readucem într-o formă modernă acest tratament al bunicii. Și am încercat să reinterpretăm anumite produse în așa fel încât ele să fie acceptate și de generația actuală, să fie plăcute. Peste 1700 de vehicule verificate tehnic în trafic de inspectori RAR în prima jumătate a anului 2019 prezentau pericol iminent de accidente. Registrul Auto Român a verificat în prima jumătate a anului 2019, din punct de vedere tehnic în trafic, 33.508 vehicule în toată țara. În urma controalelor, inspectorii RAR au constatat deficiențe tehnice majore, chiar periculoase, la 15.235 de vehicule, reprezentând 45,47%. Declarate neconforme. Cele mai multe probleme au fost descoperite la instalația electrică de iluminare și semnalizare, sistemul de reducere a emisiilor poluante, punți, jante, anvelope și suspensie, vizibilitate precum și la sistemele de frânare și direcție. În județul Vâlcea au fost verificate 904 vehicule, 35,62% dintre acestea fiind neconforme. 1,77% dintre mașini prezentau probleme legate de inspecția tehnică periodică, ITP fals, expirat sau anulat. În urma controalelor mixte desfășurate în județul Vâlcea de RAR și Poliția Rutieră, în prima jumătate a anului 2019 au fost aplicate 319 amenzi contravenționale și au fost retrase 287 de certificate de înmatriculare. În situația în care una dintre măsurile luate a fost reținerea certificatului de înmatriculare, acesta poate fi redobândit numai după efectuarea unei inspecții tehnice specifice la reprezentanțele RAR din țară. Rezultatele controalelor desfășurate în trafic nu reflectă starea generală a parcului auto din România, deoarece echipajele mixte RAR Poliție opresc pentru verificare doar acele vehicule care sunt susceptibile de a prezenta defecțiuni.
ultima zi de vară a marcat startul noului sezon din handbalul feminin românesc. Liga Florilor a pornit la drum așadar, iar campioana SCM Râmnicu Vâlcea, în echipament albastru, a debutat în fața propriilor suporteri prezenți la Sala Traian, aici unde trupa lui Florentin Pera a primit vizita echipei pregătită de Aurelian Roșca, Dunărea Brăila. Oltencele au deschis scorul prin Mireia Gonzales, aceeași jucătoare reușind apoi să dubleze avantajul gazdelor. Elena Dache a redus din handicap, după care Irina Glipco a refăcut diferența de 2 goluri. Aruncare de la 7 metri pentru oaspete, Diana Ciucă ia locul în poartă Martei Batinovici și, pentru a câta oară, această rocadă se dovedește inspirată la execuția brăilencei Bianca Tiron. Alicia Fernandez Fraga a înscris pentru 4-1, după care Elena Dache, Nicoleta Safta și Alina Ramona Vătu aveau să restabilească egalitatea la 4. Mai mult, Brăila a avut marea șansă de a prelua conducerea la un nou 7 metri, dar nici Alina Vătu nu a reușit să o învingă pe Diana Ciucă. Aruncare de la 7 metri și la cealaltă poartă, acolo unde ultima achiziție a campioanei, Angret Norgard, a preluat din nou conducerea. Avansul a fost dublat de Raluca Băcăuanu. Dmitrovici a redus din handicap. Norgard a înscris iarăși de la 7 metri, dar Bianca Tiron și-a adus din nou echipa la un singur gol, 6-7. Oltencele au marcat consecutiv de 3 ori prin Norgard, Marta Lopez și Irina Glipco, după care Elena Dachi a redus din handicap. O nouă serie de 3 reușite semnate de gazde prin Elgaui, Norgard și din nou Elgaui a făcut ca rezultatul pauzei să fie favorabil campioanei, 13-7. Actul secund a început mai bine pentru brăilence, care și-au trecut în cont 2 reușite semnate de Bianca Tiron și Alina Vătu. Irina Glipco a mărit avansul la 5 goluri, dar oaspetele au transformat o aruncare de la 7 metri prin Marina Dmitrovici. Mireia Gonzales a marcat pentru 15-10, după care Brăila și-a trecut în cont 4 reușite consecutive semnate de Bianca Tiron, Aneta Udriștoiu, Elena Dache și Nicoleta Safta. Norgard și Marta Lopez și-au dus echipa la 3 lungimi, Udriștoiu le-a apropiat din nou pe brăilence, dar Mireia Gonzales și Alicia Fernandez au făcut ca oltencele să se distanțeze la 4 goluri, 19-15. După ce Dmitrovici a redus din handicap, Marta Lopez, Alicia Fernandez și Cristina Liscevici au mărit avansul gazdelor. Din acel moment, începând cu oaspetele, fiecare echipă și-a fructificat pe rând atacul. Iasmina Ichim și Mirabela Coteț au marcat pentru Brăila, Norgard și Alicia Fernandez pentru gazde, astfel că rezultatul înregistrat de tabela de marcaj după ultima sirenă a fost SCM Râmnicu Vâlcea, Dunărea Brăila 24-18. Să ajut echipa să aducă această victorie. Este o victorie foarte importantă, mai ales că ne-a dat un început bun, ne-a dat un moral bun pentru începerea campionatului. Campionatul e lung și trebuie să ne jucăm fiecare șansă, să jucăm fiecare meci la potențial maxim, să tratăm fiecare meci ca și cum ar fi o finală. Eu cred că o să fie un campionat bun și un an bun pentru noi.
E extraordinar, ne doream să, abia așteptam să înceapă meciurile, să jucăm cu o astfel de sală. Ne bucurăm că am reușit să le oferim un spectacol pe cinste, mă bucur că lumea pleacă fericită acasă și asta ne bucură și pe noi la fel de mult ca pe voi. E bine că am debutat cu victorie în nou sezon, aveam nevoie de o victorie de moral. Am avut o primă repriză foarte bună în care am luat doar 7 goluri, am intrat cu 6 goluri diferență la pauză. Din păcate, în repriza a doua am avut câteva ratări din situație foarte clară și am dat posibilitatea Brăilei să vină aproape de noi, însă treptat am revenit și am reușit să ne creăm un avantaj liniștitor, să câștigăm meciul 24-18, un meci care l-am controlat în mod special datorită fazei de apărare, acolo unde noi am avut foarte multe probleme în această perioadă de pregătire, în această vară. Cum bine știți, ne-au plecat multe jucătoare, trebuie să creăm din nou o echipă în faza defensivă foarte puternică. Apărarea ne-a ajutat și anul trecut să câștigăm campionatul. Multă lume spunea până astăzi că Vâlcea nu mai are apărarea de anul trecut. Într-adevăr, ne-au plecat niște jucătoare. Nu este ușor într-un timp atât de scurt să formezi din nou o echipă la nivelul sezonului trecut. Însă, în această săptămână am lucrat numai și numai apărare. Am suferit, într-adevăr, pe atac, însă cred eu că un pas înainte l-am făcut vis-a-vis de faza de apărare și asta mă mulțumește cel puțin în jocul de astăzi. În etapa a doua din Liga Florilor, campioana din Vâlcea va juca în deplasare la CSM Slatina. Am revenit după numai o săptămână la Râșnov, aici unde complexul de trambuline situat pe Valea Cărbunării a găzduit o nouă întrecere internațională de mare anvergură. Este vorba de etapele a 9-a și a 10-a din Cupa Continentală la sărituri cu schiurile, competiție rezervată băieților. Aceștia au reprezentat 12 țări, între care Slovenia, Germania, Norvegia, Austria, Ungaria, Japonia, Canada, Statele Unite ale Americii și, evident, România. Pentru țara noastră au concurat Daniel Andrei Cacina, Mihnea Alexandru Spulber, Andrei Feldorean și Radu Mihai Păcurar. Spectacolul oferit de cei 52 de concurenți a fost la înălțime, atât la propriu cât și la figurat. Și asta pentru că în dese rânduri a fost depășit punctul K90 al trambulinei. În etapa de sâmbătă, victoria i-a revenit slovenului Rok Justin, urmat de austriacul Marcus Schiffner și reprezentantul Poloniei Ștefan Hula. În ziua a doua și ultima a întrecerii, săritorii prezenți la Râșnov au luat startul în prima manșă, având ca țintă unul dintre primele 30 de locuri, care le asigurau și cea de a doua săritură. În cele din urmă, aceștia au fost în număr de 31, pentru că ultimii doi clasați s-au aflat la egalitate perfectă de puncte. Am avut și prezență românească în ultimul act, de pe locul 25, poziție atinsă de Daniel Andrei Cacina, în urma unei sărituri care a măsurat 91,5 metri. În manșa a doua, sportivul român a aterizat la Borna 87,5 metri și a încheiat etapa pe un onorant loc 31. A fost un weekend destul de bun pentru mine. Ieri am ieșit pe locul 33, astăzi pe locul 31. Am fost aproape de puncte. Primele două seturi au fost foarte bune. Am reușit să mă calific în puncte și este foarte bine deoarece am luat și puncte COC. După o primă săritură care a măsurat 94 de metri, norvegianul Joachim Aune a atins punctul 98,5 metri și a încheiat întrecerea pe poziția a treia, un total de 229,4 puncte. Today I
I was 13th and ended up with the third. So I knew before the second round that I could jump a really good second jump, and it was close. It was really tight in the top 10. Un alt norvegian, Andreas Buskum, a sărit 94,5, respectiv 97,5 metri, a totalizat 229,6 puncte și a ocupat treapta a doua a podiumului. Învingătorul din ziua precedentă, Justin Rock, a avut sărituri care au măsurat 94,5, respectiv 97 de metri și chiar dacă a doua a fost mai scurtă decât a celui de-al doilea clasat, notele acordate pentru impresia artistică au făcut ca punctajul să-i fie superior, astfel că slovenul s-a impus și în etapa respectivă. Thank you very much. I don't know, he is really amazing. You have very nice heels here and I'm very enjoying it. Ne bucurăm că am reușit să organizăm două etape de FIS Cup săptămâna trecută, două etape de cupă continentală, un nivel superior în competițiile de schi sărituri și ne bucurăm la fel pentru faptul că astăzi am avut un sportiv calificat în manșa a doua. În general, competiția a fost bine organizată. Pot spune că nivelul sportivilor a fost unul ridicat și sunt convins că asta se va vedea în competițiile viitoare, pentru că a participa la un astfel de nivel înseamnă că că o să crești în pregătirea specifică. Da, sunt bucuros pentru că a rămas o tradiție să organizăm în România, la Râșnov, în județul Brașov, competiții de amploare unde participarea a fost de excepție. S-a depășit peste 20 de sportivi punctul de construcție al trambulinei și sperăm ca și în continuare cupele mondiale de fete, care la fel sunt o tradiție pentru tot ce facem aici ca infrastructură sportivă la Râșnov, să continuăm și pentru prima oară în februarie anul viitor, în 2020, vom organiza Cupa Mondială de Băieți, după părerea noastră și a specialiștilor din Federația Internațională de Schi, cea mai puternică competiție din sporturile de iarnă care se va organiza în România. Da, au fost într-adevăr două weekenduri pline pentru noi, pentru râșnoveni, dar acest lucru ne bucură, fiindcă efectiv vedem că baza sportivă olimpică de la Râșnov, de sărituri cu schiurile, este pusă în valoare și într-adevăr toți care au venit din 20 de state, toți sportivi au apreciat atât condițiile din orașul Râșnov, dar în principal condițiile de concurs. Este al doilea an când organizăm Cupa Continentală, ediția care s-a finalizat astăzi. Ne bucură că și acum am reușit să finalizăm, iar toate eforturile noastre se pare că au dat roade, fiindcă am fost apreciați, chiar lăudați. La superlativ a fost totul.